Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Avem aici o discuție în studio despre RCA, sistemul bonus-malus și despre noile prețuri, că polițele RCA au ajuns să se scumpească ca naiba. Am văzut o discuție în online, RCA pentru un Logan din 2007, 1300 de lei pe 12 luni. Omul respectiv zice, trebuie să revin din șoc. Să iau o discuție pe grupul Cetățean Sector 3 pe Facebook. Altcineva spune, Renault Clio, model 2023, RCA 2300 de lei, nu am accidente, pe firmă mașina. Pe firmă e jale. Da, mă rog, nu știu de ce pe firmă e mai mare. Nu știu, se consideră că e mai predispus la... că n-ai grijă de mașină, că nu e a ta, e, știi ce spun? Și atunci conduci mai neglijent. Logan, Logan 2005, 3000 de lei pe un an. Categoria B0. B0. Acum, sistemul ăsta e bonus-malus, cu B e bine, cu M e masol. Mașpa. E mal. Și sunt, da, mal. Și cu toate, sunt 17 clase bonus-malus. Clasa inițială e B0. Deci când îți iei mașină... Și când... ai 8 în sus și 8 în jos. Așa, da. De la B1 la B8 și sunt 8 clase de malus, de la M1 până la M8. La BMW-uri există M3 cu totul special. Da. B0 e tariful standard și după aia se aplică reduceri pentru alea bune, până la B8, 50% reducere. Și la clasele malus, M1, care e prima când ai făcut-o, dandana, e 110%, M8 e cu 180% mai scump și dacă ele cresc, în, adică dacă ești cu minte și nu faci nimic, primești o clasă în plus. Deci dacă un an ai fost ok, treci de la B0 la B1. Dacă ai făcut dandana, pierzi două clase, înțelegi? Deci penalizează mai rău astea. Bun, alte mesaje. Am dat la Logan Docker 2440 de lei pe an. Dar nu asta e relevant. Joacă o pastă. Nu, zici. Trebuie să spune ca la sondaje la noi, trebuie să spună an pe an, că așa sunt diverse clase de bonus, e foarte variat tariful în funcție de vârsta șoferului și așa mai departe. Eu vă spun caz concret cu B8, adică bonusul maxim, da? Da? Mașina care e pe numerul taică-miu, aia mică, a fost anul trecut 640 de lei RCA-ul pe un an. Da, e și anul ăsta, aia, da, are motorul 1.3. Da. Și anul ăsta a fost 840. Asta înseamnă o creștere de 40%. Nu, 30. Ok. 30. Deci 30% a fost creșterea de anul trecut până anul ăsta. La același nivel de bonus are 72 de ani, deci... Eu am B4 și la mașina mea care are motor de 2 litri am plătit anul trecut 1400 de lei. Nu știu de ce am B4. Mamă, adică... Ai B4 pentru că ai 4 ani de când n-ai făcut nicio dandana. Da, păi mașina e... Da, mașina e... Da, e din 2012. Adică nu ai făcut nicio... Ai luat-o de la zero. Am luat-o de la zero. Să ia de la zero când îți iei mașină nouă? Habar n-am. Nu. Păi nici doar pe firmă. Pe persoană fizică păstrezi nivelul de bonus-malus precedent. E adevărat că au fost câțiva ani în care nu am avut mașină personală. Și acolo mi se pare că se anulează. Ce ai acumulat. Știe cineva în cât timp se anulează bonusul ăsta sau malusul ăsta dacă nu ai mașină pe numele tău? În câți ani durează? Malusul nu cred că îl anulează. Până se resetează, dacă se resetează. Deci 1400 la B4, 1400 de lei și anul ăsta, dacă o să fie peste 2000. Dacă se menține acest procent, ca în cazul meu, da, trebuie să te aștepți pe la 2000 de lei. Dar trebuie să trec la B5. Nu? Da, și îți mai scade ceva de acolo. Dar vezi că nu e, adică, ca orice reducere, reducerea da. Eu zic să plecați azi împreună acasă, discutându-se pe tema asta. Vă dau eu o variantă și nu plătiți nimic. Vă luați Mercedes, de la cu 50 de locuri sau câte are. Are și linie unică prin București. A făcut Nicușor linie unică. Da. Și s-a rezolvat sigur problema. Și biletul ieftin, vă faceți abonament? Să știi că eu am linie de transport și suntem recunoscători pentru linia de transport din Corbeanca până la Piața Presei Libere. Dar facem cam o oră, oră jumate până la radio. Asta e, te trezești mai devreme și ajungi la radio în timp util. Te trezești la miezul nopții, practic. Da. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.